Bună ziua, bine ați venit la Case Smart. Numele meu este Bogdan și astăzi voi prezenta un nou video despre produsele Case Smart. Acum că am revenit, în acest videoclip vă voi prezenta produsele Wi-Fi de la Luxion. După cum vedeți, este produsul care necesită atât nul, da, dacă am instalație modernă și am posibilitatea să am alimentare cu nul, da, la borna N. La borna L o să vină faza, alimentarea cu 220, L1, L2 și L3 sunt ieșirile. În cazul nostru e valabil doar ieșirea L1, da? Pentru controlul corpurilor de iluminat. Sunt compatibile cu becuri LED, de preferat să fie LED mai mari de 5W și să fie normale, nu dimabile, fără telecomandă și fără alte gimmick-uri. Aici este un adaptor Wi-Fi care mă poate ajuta pe circuit dacă am probleme de pâlpâire cu LED-urile, da? Este recomandat să fie montat. Sau dacă nu am nul. Practic asta trebuie să-l montez la bec. O să vă arăt imediat cum am făcut acest lucru, da? Adaptând, bineînțeles, la rețeaua care o aveți dumneavoastră la fața locului, dar acest adaptor se pune la consumator, la bec sus, la faza și nulul consumatorului în paralel. Arată exact ca în acest setup. Da? Îmi imaginez că acestea sunt firele care ajung sus la corpul de iluminat, da, faza și nulul său, iar în paralel eu am montat acest dispozitiv ca să îmi ofere posibilitatea să nu fiu limitat de adaptarea nulului la circuit. În acest video o să vă arăt cum se montează, cum funcționează și cum se adaugă la aplicația mobilă. Acum că am făcut instalarea și am adăugat întrerupătoarele pe circuit, el arată în felul următor. Cel la care am pus adaptorul pe circuit, îl trag puțin mai jos ca să vă arăt, da? Am pus adaptorul la corpul de iluminat și practic am dus firul la nul, da? Și am închis circuitul, iar faza am dus-o la întrerupător și am pus-o la L1. De la bec, mă refer, firul de la bec, iar faza alimentare am pus-o la borna L. Da? Deci asta este întrerupătorul pe doza clasică. Da? Și dacă îl acționez, vedeți că becul s-a aprins în partea de sus. La cel de-al doilea este cel standard, adică pe instalația cu nul, așa cum vine el din fabrică, adică am dus nulul din circuit, l-am alimentat, l-am pus la borna L, la borna N, la borna L am pus faza, 220, iar la L1 am pus firul de la bec și, pe cum vedeți, funcționează și așa. Acum, ce ține de adăugare la aplicație, la aceste întrerupătoare este identic și o să vă arăt imediat cum se face și acest lucru.